O luăm, o cărăm, noroc că stă cât de cât în propria greutate, nimic digitalizat, forță brută, o apucăm bine, o poziționăm, îi putem pune și lacătul, ca să nu mai ia nimeni de aici, doar cel care are cheia. E un exemplu de măsură implementată de colegii de acolo, Silvii Ghimeș Făget, în județul Bacău, pentru a restricționa accesul camioanelor cu lemne atunci când acestea n-ar trebui să treacă. Practic, în această limitare de înălțime, acele camioane care transportă cele mai mari cantități de lemne, cu tendințe de a nu le transporta conform prevederilor legale, aici se opresc. Nu trec, n-au pe unde. Încă o dată, o măsură pe care e prima dată când o văd la un ocol silvic în țară, recunosc. Apropo, cei care urmăriți materialul, dacă știți și alte exemple, ar fi frumos să le promovați sau să le promovăm. E o măsură care e gândită în coroborare cu o alta, despre care o să discutăm imediat, camere video filmate pe același drum, pe același drum de acces către pădure sau de întoarcere din pădure cu căruță, camion și alte mijloace de transport. Pentru că, sigur, o căruță sau o camionetă mai mică trec pe sub această barieră, dar toate apar pe camerele de filmare instalate de Ocolul Silvic. Camere de filmare despre care o să discutăm puțin mai târziu, camere de filmare conectate live pe YouTube și care vin în sprijinul personalului de la Ocolul Silvic pentru monitorizarea transporturilor de material lemnos, cum să spune, adică de lemn. Uite că se poate. Trebuie să vrei și Gabi Oltean, șeful de ocol al ocolului Silvic Ghimeș Făget din județul Bacău, vrea și poate. Îi mai trebuie sprijin. Cât mai mult sprijin din comunitatea locală și nu numai, pentru a replica, de ce nu, și acest exemplu și în alte părți din țara noastră. Abia aștept să revin la Ghimeș Făget. Numai bine!